Să zicem că cineva vă trimite site-ul ăsta și intrați peste el și intrați pe el și nu știți, ok, e un site în care să ai încredere, să n-ai. Da, și te apuci și citești. Și în principiu, uite, scrie aici cu litere mari, are poze, uite, o imagine cu un doctor, nu știu ce, uite, domnul acesta este o vedetă, e doctor Chang, e un medic, nu știu ce, are și comentarii. Deci asta e prima impresie. Și întrebarea e, la un moment dat încep să spui, măi, oare chiar e așa? Adică aici se spune că, uite, căderea părului se poate vindeca și tu trebuie să te întrebi, e adevărat sau nu? Și acum, cum îți dai seama dacă site-ul ăsta spune lucruri adevărate sau nu? Uite, are un design destul de ok, e cu verde, bio, nu știu ce, uite aici crucea roșie, nu știu ce, aici e crucea verde, de fapt. Pare tot ok, pare un site muncit. Primul lucru care ar trebui să spun un semn de întrebare e domeniu. Te uiți la el, e un site.com. Asta înseamnă că domnii care dețin site-ul nu și-au cumpărat site.ro, ceea ce e un pic suspect, pentru că totul aici apare pe .ro. Asta înseamnă că e varianta română a unui site în engleză. Deci, primul lucru suspect e că site-ul e pe .com. Al doilea lucru suspect, uiți la URL-ul ăsta și deja spui o întrebare. Așa arată un URL care... Da, mă rog, astea sunt niște detalii. Dacă vrei totuși să faci o probă la nivel de domeniu, copiezi domeniu și scrii la Google Who is. Te duci la unul din site, sunt mulți ofertanți ai serviciului acestuia și el te întreabă, pentru ce domeniu vrei să afli informații? Și spui că vrei să afli despre acest site. Și el îți spune, de exemplu, că acest domeniu a fost înregistrat în 5 decembrie 2014, adică are, la momentul în care fac acest video, cam 2 luni. Ceea ce e un moment, un semn de întrebare. Cum acest site care pare măreț și nu știu ce, are doar 2 luni activitate? Bun, deci prima chestie, ne-am uitat un pic la domeniu. Apoi, tu vezi aici niște poze. Și ți-ai putea pune întrebarea, pozele astea au fost făcute special pentru acest site sau sunt niște poze copiate pe internet? Și aici nu știi, tu ești la o poză și pare frumoasă, dar nu știi dacă a fost făcută special pentru acest site sau a fost copiată. Și o idee este să faci așa, dai click dreapta pe poză și dai Open Image in New Tab, poți să dai click dreapta să salvezi imaginea, dar și mai simplu este să deschizi Google Images, deci poți să dai cu Save cum dorești tu, cum nu știu ce, eu o să trag pur și simplu de URL, o să-l trag aici și Google va căuta cu URL-ul pe care l-am dat eu. Deci a luat poza asta exactă și a căutat pe internet. Și găsim că sunt multe site-uri care folosesc poza respectivă. Interesant. Deci poza asta care inițial se pare interesantă, descoperi că multe site-uri o folosesc. Bun. Eu vă zic o chestie. Într-o enumerație, cel mai mult contează, din punct de vedere marketing, primul și ultimul element. Primul element e o poză care, uite, creșterea părului și aici spui dubii. Și contează ultimul element. Din toată lista asta, posibil să mai fie și alți actori și să nu știu eu, dar eu îl știu bine pe acest actor. Și atunci, primul element îmi creează o semn de întrebare, oare despre ce e vorba, uite ce păr, ce nu știu ce, și aici am dubii. Și ultimul, da, domnule, uite, îl știu pe actorul ăsta, recunosc. Bun. Deci prima e o poză autentică și îți ridică niște întrebări de genul oare omul ăsta chiar există, oare e fake, oare nu știu ce. Și la sfârșit, nu-ți mai pui întrebarea asta, după ce te-ai întrebat până acum, la sfârșit te întrebi uite, aici e clar că există, că nu știu ce. Asta e o chestie de, deci e un procedeu prin care tot ce ți-a arătat până aici era fals și la sfârșit, uite, era totuși adevărat. Bun. Dacă faci pe aici click pe link-uri, te uiți că link-ul ăsta e un pic suspect. Adică, numai uitându-te la chestia asta, poți să spui niște semne de întrebare. Ok. Comentariile. Sunt multe site-uri care încearcă să falsifice chestia asta. Un primul semn de întrebare este că toate comentariile par foarte recente. Adică dacă te uiți... sunt niște comentarii care sunt din ultimele zile, dar nu scrie anul. Și dacă ai minim abilități, poți să-ți dai seama că oamenii ăștia n-au comentat cu Facebook. Dacă ar fi comentat cu Facebook și eu făceam click aici, m-ar fi dus pe Facebook. Site-ul încearcă foarte mult să imite, ăsta e un Facebook, nu știu ce, dar dacă îl iei puțin la bani mărunți, îți dai seama că nu e. Deci,
aspectul inițial, dacă te uiți doar la prima vedere, seamănă foarte mult cu o chestie din Facebook. Da? Dar site-ul nu este real. Uite, dacă dau un place. Uite, a apărut și numărul de like-uri. Ia uite, 95 de like-uri, nu știu ce. Ca să-ți întărească ideea, da, domnule, merge. Uite, am dat like și mi-a funcționat. Și uite, scrie, răspunde ca pe Facebook și ora. Foarte, foarte interesant. Dacă te uiți la nume, poți să începi să spui niște semne de întrebare. Toate numele astea sunt curios de românești. Paul Nicolae, Ștefan Costin, Nicolae Ștefănescu. Deci, poți să spui niște întrebare. Mă rog, asta e un pic mai non-tehnică. Dar, în general, o să vezi site-uri de genul ăsta că au lucrurile sunt traduse automat. Da? Și atunci omul ăsta nu există și au făcut... Deci, astea toate sunt subiective. Și ca să pună un nume, ce să pui? Nu poți să pui un nume... Trebuie să sune românesc. Da? Și astea sunt niște nume care, în principiu, sună fals românesc. Dacă vrei să comentezi, el ți-a dat o eroare, că n-a funcționat, că nu știu ce, nici n-ai înțeles foarte clar unde scrii numele, mă rog. Chestia asta nu-i făcută să scrie, să funcționeze foarte bine. Bun. Asta e ce poți să vezi pe prima pagină. Hai să mergem pe pagina principală. Nu funcționează logo-ul. Bun, facem click aici. Nu funcționează. Asta e pagina principală. Despre noi. Stai că mă duc la despre noi. Ce mi-arată aici? Ei vor să-ți vândă constant. Deci nu e greu să-ți dai seama că în spatele chestii astea e ceva fals. De obicei, paginile de genul ăsta sunt traduse 100%. Adică ei fac o pagină în engleză și cu Google Translate în mod total automat este tradus. Pagina asta, în mod specific, pare să fie tradusă manual. În principal, îmi dau seama că are greșeli pe care le-ar face un om și nu Google. Deci Google n-ar lăsa niciodată, aici n-ar scrie, aici ar lăsa un spațiu, aici nu ar lăsa niciun spațiu. Adică poate Google traduce prost, dar punctuația știe să o pună. Pe când site-ul acesta, uite, aici n-are spațiu. Google ar fi lăsat spațiile mult mai bine. Astea sunt probabil traduse de un om român. Încă o chestie, Google traduce cu diacritice. Adică dacă eu scriu un text la Google Translate și îl pun din engleză în română, o să-mi dea textul ăsta cu diacritice. E posibil să scoate cineva diacritice, dar de obicei nu se complică nimeni și textele sunt cu diacritice. Și atunci e un alt semnal, ok, ăsta probabil a fost tradus de un om. Și în fine, uitându-mă peste text, textul este tradus acceptabil, nu extraordinar, nu superb, dar acceptabil. Da. Astea sunt niște semnale pe care poți să le folosești rapid. În principiu, orice verificare faci, îți arată, uite, am paginile astea, nu? Și omul nu stai că știu, e despre noi, am mai văzut. Dar dacă iei site-ul la bani mărunți, ar trebui să lămurești. Și odată ce ai ajuns aici, de fapt, hai să mai cumpărăm ceva. Iarăși un site de genul ăsta, poți să faci iarăși verificarea de domeniu. Da, semn de întrebare. De ce scrie aici 2013? De ce dacă mă duc la politica de confidențialitate? Uite, asta e o chestie foarte ok. Dar nu scrie cine e în spatele site-ului. Nu are un nume de firmă, nu are... Da? Testimonials. Asta e o chestie foarte tare. Uite la nume. Alina David, Radu Nicolae, Sanda Vasilache, Gabriel Năstase, Andrada Stan. Ăsta se zicem că ar fi mai atipic. Deci ăsta e un nume, mi se pare ok. Liliana Bucur. Adică români, frate. Nu nimic altceva, români. Poți să spui întrebarea dacă oamenii chiar seamănă cu români. Uneori e necredibil că românul tipic arată în felul în care arată. Traduc site-ul, dar nu caută poze cu român. Nu merge lumea chiar de departe. În general, din punct de vedere estetic și design și nu știu ce, sunt făcute să-ți ia ochiul, să arată bine, să îți placă ce vezi. Pac, îți alegi un pachet. Țara, nu poți să alegi decât România. Ia uite, cu reducere. Hai să alegem acest pachet. Și probabil îți vine prin poștă. Totul e pe .com. Interesant. Hai să vedem comandați. Hai să facem un test. Tranzacție, nu știu ce, o să primești un e-mail. Nu, pare ok. Și o să primești prin poștă și o să-ți vină prin poștă chestia asta.
dar site-ul nu este real. Termeni și condiții. Aici ar trebui să fie o chestie, deci aici ar trebui să fie despre, uite, asta e firma. Ok, m-am înșelat. De obicei nu găsești informații de genul ăsta, dar am un pic dubii că, deci compania se cheamă My Partners. Mi se pare atât de comun încât nu mă aștept să fie real, să mă aștept să, hai să căutăm iarăși domeniul. Deci dacă e pe numele firmei, ar trebui să fie domeniul cumpărat pe firmă. Adică dacă eu îmi iau domeniul, nu-l cumpăr pe persoană fizică, îl iau domeniul pe firmă. E un pic suspect dacă eu scriu acum domeniul și o să fie cumpărat pe persoană fizică. Și ăsta e cumpărat în 2013. Ăsta e cumpărat pe o firmă. Ok. Nu, ăsta e de unde și l-au cumpărat. Numele? Nu știu. În fine. Vă mai dau un pont. Puteți să afla la unele firme, vă puteți afla numele firmei, apoi căutați după numele firmei numărul în registrul comerțului. După ce aflați numărul în registrul comerțului, codul fiscal. După ce aflați codul fiscal, vă duceți pe site-ul de Ministerul Finanțelor și puteți vedea niște informații despre starea financiară. Asta e pentru domeniile.ro. Asta e .com. Site-uri de genul ăsta sunt foarte multe. Deci există o adevărată industrie doar pentru chestii de genul ăsta. Lucrurile diferă. Hai să căutăm wait. Am cumpărat o tastatură nouă și nu mă descurc foarte bine cu ea. Dacă scriu asta, mă aștept să găsesc niște pagini de genul ăsta. Dar vreau... paginile astea le e greu să ajungă în primele rezultate. Și acum sunt curios dacă găsesc... Hai să elimin Dr. Oz. Asta pare genul de site de genul acesta. O să pun puțin pauză și o să caut niște site-uri, să vă dau niște exemple. Mi-a luat ceva timp să găsesc niște site-uri. Am găsit câteva. E chiar greu să le... M-am tot gândit cum să cauți. Că Google încearcă să oprească spam-ul și chiar dacă nu reușește foarte bine și mai trece spam-ul pe... mai apare în primele rezultate, e din ce în ce mai greu să găsești și nu, în general, în primele 10 apar site-urile bune. Am mers până la pagina 20-30 și tot găseam site-uri nu extrem de bune, dar oricum nu erau păcăleli. Și n-am găsit, căutam și nu găseam și voiam o listă mai mare. Până la urmă am găsit, dar trebuie să intru pe niște site-uri obscure și să găsesc reclamă la astfel de site-uri. O problemă e că un site de genul ăsta, cum îl vedeți acum în față, de obicei dispare. După cum ați văzut, e lansat în toamna anului trecut, în decembrie de fapt. Și probabil la un moment dat va dispărea, când e dată judecată, când apar plângeri, e ceva, nu e pe termen lung. Și atunci eu m-am apucat să caut liste cu site-uri spam și nu mai mergea aproape niciunul. Sau cel care mergea se modernizase și între timp probabil intrase în legalitate sau ceva de genul ăsta. Și atunci e o linie așa foarte gri și când nu vrei să dai de un astfel de site, dai și când vrei să cauți unul, nu găsești. Bun, să vă arăt niște chestii. Cea mai tare chestie pe care am văzut-o e că site-urile astea nu sunt bune, sunt extrem, extrem de bune să vândă. Deci site-ul ăsta nu e excepțional, adică nu e cel mai bun site pe care l-am văzut. Uite aici site, cu texte mari. Întotdeauna recomand clienților mei, puneți texte mari. Nu mă ascultă nimeni, vorbesc singur, nu știu ce, cum să pui, uite ce urât e. Nu contează, să fie frumos. Dacă dau like... Uite, like-ul ăsta funcționează. Deci ăsta e chiar Facebook. Nu e, mi-a cerut să mă loghez pe Facebook, nu știu ce. Ce vezi pe pagina? Un text enorm, Facebook like, un clip video. Din astea ca să te ajute să te întărească, uite, să-ți întărească convingerea că e de bine. Uite, a apărut, sunt toate, a apărut în National Geographic, dacă îți imaginezi așa ceva. Scientific references, caută-l. Peste tot pe internet. Hai să deschidem ori. Mă rog, n-aș vrea să stau foarte mult pe o chestie de genul ăsta. A apărut un articol ăsta. Și eu cum să verific dacă a apărut sau nu.
Da, bineînțeles că nu. Ce am făcut eu acum, majoritatea nu vor face. Uite, scrie în 2003, în ianuarie. Da. Dacă citești aici, deja îți pui niște întrebări. De la where e, din câte știu, paradis fiscal, Clickbank, na, fac bani din clicuri. Affiliate agreement cu sisteme de afiliere. Ideea e așa, e extrem de bun site-ul ăsta. Deci eu sunt extrem de încântat de ce au făcut ăștia din punct de vedere al marketingului. Login cu siguranță, cu lăcățel, cu nu știu ce, un titlu enorm, subliniat, uite, cu roșu, nu interesează că pe internet textele sunt subliniate. Nu, subliniem și scriem cu roșu, nu ne deranjează că e roz, că e nu știu ce, nu contează. Un clip video aici nu-l las că s-ar putea să am probleme cu copyright-ul, poate are și ceva muzică, ideea e că e un clip video, ăsta e tot ce-ți dă. Întotdeauna recomand clienților mei, fac video. Fac video? Nu. Dai de un site din ăsta spam care vrea să vândă cât mai mult, numai video, un site. Un alt site, aici nu dau play, iarăși, un titlu cu controverse, orice femeie, subliniat, texte mari, un clip video ăsta merge automat, nici măcar nu trebuie să dai play, pornește singur. Două pagini și ăsta e tot site-ul, tot site-ul. Când vrei să ieși, te întreabă, băi, ești sigur? Și dacă apeși pe ăsta, nu te închidă. Ești sigur? Acum nu mă mai întreba, dar mă rog, așa. Iarăși, când am încărcat pagina asta, îmi zice, mă așteptă 5 secunde, că se încarcă. Stai liniștit, nu e nicio problemă, nu trebuie să închizi pagina. După aia îmi dă un clip video, iarăși nu-l lansez, și un buton mare, adaugă și cumpără. Nici nu interesează, deci, tag, titlu, video și cumpără. Direct la modul de plată, nici nu stăm, discutăm, nu știu ce, alege moneda și fă plata. Clickbank, a apărut și mai devreme, da? Tot Clickbank. Asta mai fost o dată. Ești sigur? Da. Aici scrie US Weekly, dar dacă te uiți, e alt domeniu. Bun, cum am intrat, îmi apare un banner din ăsta. Uite ce e. Pac, ai o cutie gratis, da? Trebuie să cumperi probabil ceva, nu cred că e chiar gratis, gratis. Bun, hai să ne uităm un pic aici. Texte mari, foarte tare, fonturi mari. Astea par a fi un pic false. Adică trebuia când făceam click aici să-mi arate că nu știu ce. Comentarii. Nu mă duce la comentarii. Aici asta era o chestie cu vezi comentarii. Trebuia să fie. Am făcut click pe să mă duc la pagina de Pinterest. Nu m-a dus. Deci nu funcționează foarte bine asta. Iarăși contrast puternic. Okay. Cel mai important aspect, uite, negru pe galben, foarte puternic, alb pe roșu, un contrast foarte mare. Cum avem la cine ești tu, doctor? Beneficii. Patru beneficii, uite ce bine e. Uite ce rezultate am obținut. Testimoniale, studii de caz, nu știu ce. Ofertă, nu știu, e foarte frecvent, o să vedeți casete de genul ăsta cu liniuțe punctate, un buton mare de cumpărare. Clic aici, uite, numai transportul $5 și uite, expiră. Dacă nu comanzi acum, expiră. Comentarii, uite ce comentarii și. Da. Majoritatea dintre ele sunt false, n-au dată, dar majoritatea dintre ele sunt noi, nu sunt chestii reale. Liv. Eu acum am scos adblock-ul, am scos partea cu reclamele. Aici e un contor de trafic, care chiar e un contor de trafic. Deci asta mă aștept să fie real. 63.000 de oameni au văzut pagina asta. Da, te uiți numai la domeniu și îți dai seama best-weightloss.com. Îți pui deja niște întrebări. Site-ul nu arată rău, zice beneficiile, contra nu știu ce, mai multe. Vrei să nu știu ce? Hai să vedem ce se întâmplă dacă fac click. Mi s-a activat antivirusul de câteva ori. Pac, iarăși o chestie de vânzare. Despre, contact, comandă. Nu e ordinea cea mai ideală, dar cea mai perfectă, dar e așa. Nu mai, uite, fii atent, mai avem doar pentru 24 de ore. Deci e, a apărut la televizor și na, se vinde. Da, cumpăr acum, că expiră. Să ai impresia că uite ce afacere am văzut, am găsit. 5 motive. Clipuri video, iarăși se merge extrem de mult pe video. Care sunt beneficiile? Pac, 4 beneficii. De ce noi? Nu știu ce. Tot felul de motive. Aici el încearcă să-ți elimine fricile. Deci au două motive, două chestii principale. Să-ți elimine fricile
și să-ți dea undeva frici. Deci probabil dacă citesc acum... Aici te sperie. Ceilalți, uite ce rău... Uite ce rău fac ceilalți, dar noi îți rezolvăm frica asta. Deci ăștia sunt niște înșelători, dar dacă cumperi la noi, e extraordinar aici, e super, super, super. Oraș mai ordin, grăbește-te, deci te rog frumos, imediat te-am apus și ăsta. Asta nu e de hell, dar l-am pus pentru că e o pagină de vânzări foarte bună. Titlu mare, clip video. Nu te complică, nu știu ce. Cuvinte simple, propoziții, semne de exclamare, arată în secretul. Ia să vedem. Nici nu, el aici parcă îți cere e-mailul. Azi nu mi-am scris e-mailul. Da, hai să nu mă scripul. În zona de membri, 100% free. Uite, a apărut la absolut toate astea. Nu-ți dă link sau să verifici cumva, doar îți zice, uite, am hello. Titlu mare, poză, testimonial, poză. Uite, am făcut, am căutat, uite cât am muncit și uite ce am ajuns de aici, uite cum am ajuns, nu știu ce, studii de caz, uite ce a făcut Ionel. Undeva trebuie să fie cumpără ceva. Iarăși, eu recomand întotdeauna clienților, nu puneți slidere, nu. Dați, faceți pagini cu scroll lung de toți, dați toate informațiile. Uite aici, nene. Deci, teoretic trebuie să zic că dacă iei pilula asta sau ceva, slăbești. Nu, nene, ți se arată poze, text, poze, text. E pentru oamenii aia chiar, care chiar sunt pasionați și vor să slăbească și se chinuie și uite, băi, uite prin ce... Deci, ăsta e un mecanism prin care te filtrează. Tu dacă ajungi să citești toate chestiile astea, deja ești într-o stare, ei te hipnotizează, intri în niște chestii. Băi, uite câte chestii, ăștia sursa adevărului, uite, fac. Nu e calea rele, noi, nu, 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 uite ce, ele sunt, acestea sunt rele, dar noi, uite ce-ți dăm, astea sunt bune. Mm. Bonus, uite, îți mai dăm și ceva gratis, deci nu numai asta, în plus. Uite ce o să descoperi, avantaje, astea îți elimină frici, o să ai, 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 ai. Și uite cât costă, doar $47. Nu trebuie să plătești 698, adaugă în coș. Dacă totuși te mai gândești, hai că îți mai zicem, uite, avem o garanție. În 60 de zile, uite, îți mai dăm ceva grație, hai mă, fenomenal. Hai să mai povestim o chestie, nu ne grăbim. Îți mai zicem o dată, cumpără. Fă scroll, citește mai departe. Uite, îți mai zicem o dată, cumpără, mă, cumpără. Hai să-ți mai zic, deci imediat acces tot, extreme, ediție limitată, bonus, băi, nu pot să zic cât de tare. Citești, nu știu ce, îți se schimbă viața, mai cumpără. Tu nu vrei să cumperi, uite ce au zis utilizator real, faci click și te mai uiți la un clip video. Designul chestii ăsta este absolut genial, deci te uiți aici, wow, e foarte tare, avantaje. Ți se dă, uite, și încă o chestie gratis, buton mare, nu știu ce, formular simplu, nume, prenume, adresă, țară, e-mail. Clipuri video, că astea vând și sunt te ajută, te nu știu ce. De ce fac asta? Aici îți rezolvă fricile, uite, nu știu ce, e o chestie extraordinară. De ce să cumperi? La ce să mă aștept? Uite, o să slăbești, o să nu știu ce. Asta e numai de bine, mă aștept să fie ceva de rău acum. Dacă nu faci asta... Mă rog. Și aici e o gafă, aici pagina asta nu trebuia să apară, e un pic spam, văd adminul, da, e o mică problemă, dar nu e atât de mare pentru ei, se pare. Spune-ne unde să ți-l trimitem, uite aici, tot mă uit, trebuie să fie undeva să te sperie, dacă nu cumperi de la noi, e grav. Nu, ăștia merg numai pe pozitiv, cumpără de la noi. Hai să dau refresh la pagina asta, poate o să mi se încarce niște reclamă, mai uit odată. Și acum am ad blocul cu pauză. Stai să vedem. Să tai URL-ul de aici. Și să fie fără ad block. Nu văd mare diferență. Deci asta e un tip de pagină. Hai să facem click pe un link. Nu e nimic. Deci eu am făcut click aici. Trebuia să-mi deschide ceva. Nu are nicio treabă. Doar totul e fals. E o chestie. Deci nivelul de pregătire diferă. Se merge mult pe video și vă recomand să mergeți și voi pe video.
Se merge mult pe pagini lungi, lungi, lungi. Nu trebuie să faci click. Numai uite aici, scroll. Citește, citește și te bagă într-o stare. Și dacă chiar ajungi la sfârșit, dacă citești și comentariile astea și nu știu ce, primul lucru care e unde comand. Ăștia n-au foarte mare, nu au foarte vizibil sună acum, comanda acum. Dar în general se merge pe chestia asta. Un buton mare, comanda acum. Să-ți rezolve fricile. Adică îți spun, dacă cumperi de la noi, e ok, pentru că noi îți dăm marea cu sarea. Și pe de altă parte să-ți bage frici. Dacă nu cumperi de la noi, e pericol mare. Cuvinte simple, texte cu fonturi mari, video, am mai zis de nu știu câte ori, video vinde, grafică atractivă, să-ți placă ce vezi, testimoniale, studii de caz, povești, nu știu ce. Cam asta, ăsta e sistemul. Bineînțeles, multe dintre ele, dacă ele au amărunt, îți dai seama că e o mască în față și în spate nu-i mare lucru. Da? Trebuie să știi să cauți în spatele măștii. Cam asta. Succes!